19.105 cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.964.021 de cazuri. Dintre acestea, 1.806.581 de persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore, în județul Arad s-au înregistrat 469 de cazuri noi, în Caraș-Severin sunt 117 cazuri, în Dolj sunt 435, Gorjul are 63 de cazuri noi, Hunedoara 333 de cazuri, Mehedinți 57, iar județul Timiș 1318 cazuri noi. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la Arad de 4,01 la 1000 de locuitori, în Caraș-Severin este de 2,35, în Dolj de 1,90, Gorjul are o incidență de 1,14, Hunedoara de 4,37, Mehedinți de 0,99, iar județul Timiș are o incidență de 8,59 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 59.428 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, 43 de decese înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Gorj, Hunedoara și Timiș. 4.945 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în unitățile sanitare de profil din România în acest moment, dintre care 547 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Compania farmaceutică Pfizer a asigurat că studiile realizate în laborator cu tratamentul oral Paxlovid împotriva COVID-19 a demonstrat că este eficient și împotriva variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2. Paxlovid, care a obținut autorizație de urgență în SUA și în alte țări, reduce riscul de spitalizare sau de deces cu aproximativ 90% când este administrat în primele 5 zile ale apariției simptomelor. În decembrie, Agenția Europeană a Medicamentului a asigurat că Paxlovid poate fi folosit pentru tratarea adulților cu COVID-19 care nu necesită oxigen suplimentar și care prezintă riscul de a dezvolta o formă gravă a bolii. Începe să se pună o presiune tot mai mare și pe școlile din comunele aflate lângă Timișoara ca urmare a creșterii populației. În ultima perioadă și unele dintre unitățile de învățământ aflate în comunele lipite de oraș au început să fie tot mai solicitate ca urmare a creșterii populației. La Giroc termină 3 clase de a 4-a și au cerut 8 clase pregătitoare. La Dumbrăvița termină 4 clase a 4-a și au cerut 9 clase pregătitoare. Acest lucru înseamnă costuri în plus. Creșterile din zonele limitrofe nu înseamnă că timișorenii se mută în aceste comune, ci se datorează celor care au venit din alte județe. Acum 2 ani, când Dumbrăvița a cerut 5 grupe în plus la grădiniță, s-au cerut copii ale buletinelor părinților. Fără excepție, au avut adresa în Dumbrăvița, dar după locul nașterii și-au dat seama că 90% nu erau din județul Timiș. Și la Moșnița Nouă crește populația, a început și la Șag, Ghiroda, dar și Săcălaz. Marin Popescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, spune că această creștere a numărului de copii determină o presiune foarte mare pe infrastructura școlară din comunele amintite. De asemenea, sunt foarte multe unități de învățământ care își doresc grădinițe cu program prelungit în contextul în care mulți dintre părinți lucrează până după amiaza și nu au cu cine să își lase copiii. Șomajul tehnic a fost reintrodus în urma ședinței guvernului, a anunțat ministrul muncii Marius Budăi, enumerând principalele prevederi pentru menținerea locurilor de muncă în contextul încetării activității din cauza pandemiei. Așadar, noul act normativ prevede pentru angajați acordarea unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Indemnizația se va plăti din bugetul asigurărilor de șomaj la cererea angajatorului, însoțită de lista persoanelor care beneficiază și de declarația pe propria răspundere, documente transmise electronic la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Sportivii, antrenorii, medici, asistenții medicali, kinetoterapeuții și cercetătorii din domeniul sportiv primesc o indemnizație de 75% din drepturile aferente contraprestației activității, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Acest tip de indemnizație se acordă din bugetul de stat în baza unei cereri și a declarației pe propria răspundere, însoțite de documentul care atestă întreruperea temporară a activității. Actele trebuie transmise electronic la agențiile pentru plăți și inspecție socială. Peste 2,2 milioane de facturi care nu cuprindeau compensarea și plafonarea de la 1 noiembrie au fost stornate, urmând ca un număr egal de noi facturi recalculate să fie emise, conform unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Comisarii ANPC au finalizat 94 de acțiuni de control în întreaga țară, alte 100 aflându-se în curs de derulare și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 640.000 de lei, la care s-au adăugat 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorrecte
luate în raport cu consumatorii și măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii. ANPC a constatat și nerespectarea termenului de răspuns la solicitările de închiriere a contractelor de furnizare pentru energie electrică și gaze naturale, punând consumatorii în situația de a nu cunoaște statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile. Verificările vor continua până în data de 31 martie. Aeroportul Internațional Timișoara a pierdut și locul 2 în clasamentul național al aeroporturilor din afara Bucureștiului, în favoarea celui din Iași. Cel din Cluj a depășit total toate celelalte aeroporturi regionale, fiind singurul care a depășit milionul de pasageri operați. Anul 2021 nu a fost cel mai reușit pentru Aeroportul Internațional Timișoara. Poarta aeriană a Banatului a fost depășită total de aeroportul clujean, în plus pierde și locul 2 în clasament deținut an la rând. Aeroportul din Cluj a avut în anul 2021 un număr de 1,46 de milioane de pasageri operați. La mare distanță se află în premieră aeroportul din Iași cu 640.000 de pasageri. În acest fel, Timișoara cade pe locul 3 cu 630.000 de pasageri. Următorul aeroport în clasament este la mare distanță cel din Bacău cu 380.000 de pasageri. Aeroportul din Arad apare pe ultimul loc al clasamentului cu doar 12.000 de pasageri. Deși la Timișoara a ajuns și cel de-al treilea tramvai nou produs de compania Bozancaia, societatea de transport local nu beneficiază încă de o hală special dedicată pentru mentenanța acestora. Municipalitatea a anunțat în 18 ianuarie că a semnat contractul și proiectul tehnic al halei cu această destinație. Câștigătorul are la dispoziție 180 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru a finaliza documentația. Suma plătită pentru acest contract este de 58.000 de lei fără TVA. Noua hală va avea regim de parter înalt și o groapă de fundare care să susțină 18 tone, pardosel anticorozive și antiderapante, tâmplării rezistente la foc și cu protecție la praf. Temperatura în interiorul halei, care va avea și 12 elevatoare, dar și un pod rulant cu panou de control, nu trebuie să scadă sub 5 grade Celsius. Proiectantul va trebui să facă două variante pentru viitoarea hală. Piața Libertății din Timișoara este unul dintre locurile care în 2022 vor beneficia de o reamenajare adecvată. Primarul Dominic Friț a anunțat că în bugetul local pentru 2022 vor fi alocați mai mulți bani plantării de arbori de mari dimensiuni în mai multe zone ale orașului, printre care și Piața Libertății. Arborii vor fi plantați în locul celor existenți astăzi, a declarat Friț, care a mai spus că în anul 2022 în bugetul local vor fi prevăzute sume mai mari pentru plantarea de arbori. Arborii pitici, care se regăsesc acum în Piața Libertății, vor fi relocați în zone unde se pretează. Vă reamintim, transformarea pieței centrale a Timișoarei, demarată în anul 2015, a iscat numeroase controverse după ce arborii existenți în zonă au fost tăiați rând pe rând. Piața Libertății a primit denumirea de Piața Roșie după ce s-a conturat noua ei înfățișoare pavată cu cărămidă roșie și piatră gri în cercuri concentrice. Primăria Timișoara a semnat un contract de servicii cu o firmă din Constanța pentru promovarea proiectului reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseu 5, calea Bogdaneștilor. Acesta costă peste 33.000 de lei, iar banii provin din fondurile europene prevăzute pentru finanțarea proiectului. Serviciile vor include spoturi audio și video, o pagină web, broșuri, afișe, dar și organizarea unui eveniment la finalizarea lucrărilor. Lucrările ar trebui să fie gata în anul 2023. Contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea liniei de tramvai și a carosabilului de pe calea Bogdăneștilor a fost semnat în iunie 2020. Producătorii și realizatorii de film din România își pot înscrie filmele documentare și de scurtmetraj la premiile GOPO 2022 până în 4 februarie, iar nominalizările vor fi anunțate în luna martie. Printre filmele de lungmetraj eligibile pentru titlul de cel mai bun film românesc se regăsesc și Câmp de Maci în regia lui Eugen Jebeleanu, Neidentificat în regia lui Bogdan George Apetri sau România Sălbatică în regia Dan Dinu și Cosmin Dumitrache. Pentru categoria cel mai bun film documentar este necesară înscrierea. Se iau în calcul filmele românești care au avut premiera în anul 2021 și care nu au beneficiat de difuzare în circuitul cinematografic, dar au fost prezentate la TV sau în circuitul festivalier. La categoria cel mai bun scurtmetraj se pot înscrie producțiile românești care au fost prezentate în premieră pe marile ecrane, la TV sau în cel puțin un festival în anul 2021. Înscrierea se poate face până în 4 februarie pe site-ul premilegopo.ro la secțiunea înscrieri. Nominalizările la toate categoriile vor fi anunțate în luna martie de un juriu format din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. După anunțul nominalizărilor, peste 650 de profesioniști activi din toate domeniile industriei autohtone de film vor fi invitați să voteze pentru desemnarea câștigătorilor trofeelor GOPO 2022.
SRI face recrutări pentru o serie întreagă de posturi, de la luptător antitero la ofițer operativ. Procedura de verificare înainte de angajare este de durată. Candidații care trec însă toate testele vor avea pe termen lung numeroase beneficii. Doar cei care îndeplinesc anumite condiții pot să aplice. Candidații trebuie în primul rând să fie români, să nu fie avut cazier, să nu facă politică sau afaceri. Sunt căutați oameni inteligenți, integri, adaptabili, rezistenți la stres și dispuși la deplasări. O altă calitate esențială este discreția. Dacă începeți procedura de angajare, este recomandat să nu scrieți pe rețele de socializare sau să vă anunțați prietenii. Un motiv de respingere directă este consumul de droguri actual sau trecut, iar acest aspect este verificat inclusiv printr-un test poligraf. Odată intrat în această instituție, salariile de încadrare pleacă de la aproximativ 4.000 de lei. Sunt însă și alte beneficii, precum plata parțială a chiriei, bonusuri de performanță sau chiar mese zilnice. 50% dintre elevii români nu înțeleg ce citesc sau nu pot face calcule simple, după cum reiese dintr-o statistică realizată de Banca Mondială. Deși jumătate dintre elevi sunt analfabeți funcționali, 53% dintre aceștia sunt bursieri de merit, conform aceleiași statistici. Acest studiu vine în urma deciziei Ministerului Educației de a mări bursele de merit din semestrul al doilea, însă a schimbat și criteriile de acordare a lor. Astfel că doar elevii care au media peste 9 vor fi eligibili pentru bursa de merit și nu 8-50, cum era până acum. În anul 2020, potrivit Ministerului Educației, 123.000 de elevi au obținut medii mai mari de 8.50, iar un an mai târziu, numărul mediilor eligibile pentru bursa de merit a crescut semnificativ, ajungând la peste 750.000 de elevi. Profesorii au recunoscut că de când orele s-au mutat în online, au dat nota 10 mult mai ușor. Faptul că aproape 50% dintre elevi sunt analfabeți funcționali, dar primesc note mult prea mari, se vede și la examenele naționale și la testările internaționale. Experții în educație spun că situația aberantă ar putea fi remediată chiar de anul viitor. Numărul românilor care divorțează aproape că s-a dublat în ultimii 30 de ani în România. Rata divorțurilor a ajuns la 30%, arată datele Institutului Național de Statistică, și avem un divorț la 3,5 căsătorii. În comparație cu alți europeni, stăm rău și la durata căsătorilor, care se încheie după nici 10 ani de relație. Aproape 23.000 de familii de români s-au separat anul trecut prin divorț. Potrivit Institutului Național de Statistică, numărul românilor care divorțează a scăzut constant din 2015 încoace. În ultimul an au fost cu 7.000 de divorțuri, mai puține decât atunci. Pandemia este de vină, spun specialiștii, deoarece a ajutat de multe ori cuplurile să vadă cum este pentru cei care au fost separați și cum este acum să trăiască împreună dacă au fost separați. Situația economică și, până la urmă, funcția economică a familiei influențează foarte mult decizia de a divorța sau de a nu divorța. În România, durata medie a unei căsătorii care se finalizează prin divorț este de 9 ani și jumătate. În Italia, în schimb, este de 24 de ani. România este o țară tradiționalist, adică avem o rată a divorțului până în 30%, America are 50%, Belgia are 70%. În schimb, în țara noastră, durata unei căsnicii este foarte mică. Oamenii se căsătoresc, dar și divorțează repede. Specialiștii susțin că în România, cel mai frecvent, decizia de a divorța este luată de femei. După ce cad de acord cum să își împartă bunurile, multe cupluri se despart la notar și nu mai pierd timpul cu un proces de divorț. Guvernul a decis ca 2 decembrie 2022 să fie declarată zi liberă. Se formează astfel tradiționala punte care asigură o mini-vacanță de 5 zile libere, de pe 30 noiembrie până în 5 decembrie 2022. Ziua cădea vineri între sărbătorile legale de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, și 1 decembrie, ziua națională, și weekendul de 3 și 4 decembrie 2022. Decizia de a stabili zilele libere la începutul anului pentru personalul din sistemul bugetar a fost luată potrivit codului muncii, astfel încât angajatorii și angajații să își poată stabili și previziona zilele libere pentru întregul an, precizează Ministerul Muncii. Prevederile actului normativ nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau specificului activității.